Dar putem conjuga demersul acesta intelectual cu vederea luminii necreate? Sau cei care deja fac o asceză intelectuală sunt defavorizați în raport cu cei nu, care poate sunt simpli? Nu, Părintele Stăniloae arată în ascetica și în mistica, în lucrarea sa, arată și pe linia Sfântului Grigore Palamat de alminteri. Dar Părintele arată că cel care își asumă o asceză intelectuală și îți disciplinează mintea și face un efort susținut, chiar în planul acesta discursiv, acest lucru îl poate ajuta să se deschidă cumva și unei cunoașteri de tip intuitiv. Se poate opera o deschidere către ceea ce înseamnă străfulgerările gândurilor intuitive, anumite vederi intuitive, fără să fie Sfântul Grigore Palamat, arată totuși că această vedere intuitivă care se poate naște chiar pe fundul unei ascezi intelectuale, nu este experiența luminii necreate. Pentru trăirea conștientă a Harului Dumnezeu este nevoie de o angajare efectivă în viața duhovnicească. Dar poate fi de un folos asceza intelectuală, nu este disprețuită, dacă vreți, angajarea într-o formare, inclusiv de tip intelectual. Sfântul Grigore Palama spune foarte clar: nu este rău să te ocupi și cu gramatica, cu geometria și cu toate celelalte științe. Pentru a disciplina mintea, spune și el, este o asceză, un exercițiu. Asta dar e să asceză. Nu rămânem doar aici. Doar să nu rămânem aici, atrage atenția Sfântul Grigore Palama, de a nu rămâne doar la el. Pentru că atunci e un risc când toată viața ți-o petreci pentru a te angaja doar în o astfel de asceză. Și aici este un risc. Dar spune el, mai ales la tinerețe, e important să existe o astfel de formare, dar, încă o dată, de a nu rămâne doar la aceasta, pentru că ușor ne putem iluziona atunci că, prin cunoștințele pe care le dobândim, putem să pătrundem și tainele lui Dumnezeu, tainele lumii, încrezându-ne doar în propriile noastre puteri.